că e solo în stricto sens. Cum ar trebui să fac ca să mă ocup de cariera mea? Și, nu în ultimul rând, cum aleg o carieră? S-ar putea să fie multe situații în care cariera s-a nealegată pe noi. Mie cel puțin asta mi s-a întâmplat. M-am nimerit să lucrez într-o companie, într-o agenție de recrutare la momentul respectiv și am constatat după scurt timp că e fix ce-mi place și ce mi se potrivește. Sau poate că m-am uitat la ele, în așa fel încât mi s-a părut că e ce-mi place și ce mi se potrivește. Pentru că cred că e un element important, apropo de lucrurile și joburile și experiențele pe care le avem, e important ce găsim noi pentru noi în ele. De asta spun că cred că e o întrebare pe care trebuie să ne punem continuu. Ce mai găsesc în ce fac pentru mine? Ce mi-aduce mie jobul în care sunt? Poate să nu fie vorba despre bani. Știu că Marta v-a pus întrebarea legată de bani. Nu o să vă întreb dacă v-ați făcut calculele. Dar o să vă întreb dacă vă puteți întreba unde vreți, cum vreți să vă simțiți despre voi, să simțiți despre voi peste 2 ani. Pentru că cred că e mai degrabă vorba despre modul în care ne spunem noi povestea nouă despre noi. Și asta poate să aducă și bani. Mai mulți, bineînțeles. Dacă povestea e frumoasă și ne place nouă, în primul rând, o să le placă și celorlalți. Ca să mă refer un pic la ce înseamnă cariera, ar trebui să ne uităm la câteva zone. Tot ce înseamnă partea de interese, interesele mele înăuntru jobului sau în afara jobului, la tot ce înseamnă partea de talente, respectiv lucrurile pentru care nu mai număr minutele când le fac, nu mai număr orele, trec pur și simplu. Vă mai țineți minte când ați pierdut timpul, așa zis, pierdut timpul pe ceva, fără să mai țineți cont de cât dura, ce dura, ce s-a întâmplat în jur? Ăla sunt mai șanse să fie o zonă de talent. Personalitate, cu ce bagaj venim și cu ce ne-am format în decursul anilor, și imaginea de sine. N-am exclus-o din ecuație, pentru că imaginea de sine, cred că, în special pentru o economie cum este a noastră, încă emergentă, și pentru o societate cum este a noastră, încă în formarea celor 700 de ani de acasă, imaginea de sine este un element foarte important, care de multe ori ne, să spunem, ne ghidează alegerile, într-un mod greșit, din păcate. Pentru că de multe ori este mai importantă imaginea de sine și imaginea pe care ceilalți au despre noi decât ce vrem noi să proiectăm. Și o carieră ideală ar trebui să fie un mix între toate cele, care să îmbunăneze cât mai bine toate zonele. Apropo de etapele a unui proces de planificare a carierei și modul în care ne uităm la ele diferit, în funcție de etapa din viață în care suntem, de multe ori uităm asta. Uităm să punem în paralel evoluția noastră emoțională, vârstă, cu evoluția profesională. Și am zis să reluăm un pic așa, măcar ca bază de discuție, cam care sunt abordările la fiecare etapă din viață. Pentru că nu vreau să ne încadrăm în niște șabloane, nu despre asta e vorba și nu sunt neapărat foarte stricte. Adică putem să găsim oameni de 40 de ani care se comportă sau nivelul de energie pe care are un om de 20 de ani, nu despre asta vorbim. Vorbim despre faptul că tradițional, există niște cicluri în viață care ar putea să ne afecteze modul în care luăm niște decizii de carieră. Și, în general, în momentul în care începem o carieră, la 20 de ani, ce e important? Sunt importante, foarte importante acumulările pe care le putem avea, pentru că e exact perioada de acumulare, fie că e vorba de acumulare financiară, dar mai degrabă cea de acumulare profesională, care sunt tipurile de experiență pe care le pot acumula. Și, normal, este și vorba de compensele pe care le pot primi. Apoi, dacă merg către 30, mă duc un pic, așteptările, să spunem, tind să fie ușor diferite. Asta e o perspectivă interesantă atât din dacă mă uit ca angajat, dar și ca angajator. Cum uit la oamenii cu care am de-a face? Ce îi motivează pe diferite etape din viață și ce ne motivează pe fiecare dintre noi? În zona de 30, normal că mă duc un pic către avansare, deci este perioada în care, de fapt, la nivel de acumulare de abilități ar trebui să fie perioada cea mai intensă. Încep să-mi doresc să contribui cumva, și începe să devină foarte importantă partea de creștere. Bineînțeles, dacă stăm să ne uităm un pic la dinamica vieții noastre personale, o să vedeți că și aici lucrurile tind să se schimbe înspre 30, că nevoile pe care le avem sunt un pic diferite, de multe ori se formează familie, sunt nevoi acasă care sunt puțin diferite, și atunci lucrurile stau cu totul altfel. Ajungem la așa numita perioadă de pic în carieră, în jurul peste de 40 de ani, în care devine foarte importantă și partea de contribuție, și începe să apară ca și criteriu, valorile. În momentul în care vorbesc de carieră, cum rezonez cu oamenii din jurul meu, cum rezonez cu organizația în care mă aflu, cât pot să dau înapoi, câte libertate de mișcare am și jobul ăsta îmi reprezintă sau nu. Este, de fapt, perioada asta între 40 și 50 de ani,
următoarea etapă despre care vorbim, este perioada în care veți vedea foarte multe decizii de carieră care poate nu au sens pentru voi. Adică oameni care renunță la niște cariere în zona corporate, cariere de succes, pentru a da fru și a porni un business care pornește de la o pasiune. Am un exemplu aici în sală, un om care s-a apucat de sport în urmă cu 9 ani, 10 ani, în paralel cu jobul, ca să-și susțină nevoia de să spun, activitate intensă de la job și să-și educe spiritul în sensul acesta și care s-a apucat de curând de un job și s-a apucat să-și facă un business din a ajuta pe alții să facă același lucru. Să învețe cum pot integra sportul în viața lor. Și am nemărate exemple de oameni care s-au apucat de antreprenoriat pornind de la o pasiune de lor și dacă voi dați un pic în jurul vostru la exemple, fie găsim tineri din generația Y în zona 20-25, pentru care asta este clar direcția de carieră, fie găsim oameni în jurul perioadei de 40-45, când de fapt îți revizuiești cu adevărat planurile și cine ești și cine sunt și ce vreau să reprezint pentru cei din jurul meu. Urmează perioada, deci vă zic asta pentru că e posibil dacă sunteți în zona aia și dacă vi se pare că nimic, nicio întrebare nu mai are răspunsul pe care l-așteptați, să nu vă speriați, mai sunt mulți ca voi. Li se întâmplă multora, de obicei în perioada de genul ăsta sau la o vârstă de genul acesta, o schimbare nu ia un an, doi ani. Tinde să ia 3, 4, 5 ani, până când găsesc într-adevăr povestea potrivită pe care să mă spun mie despre mine. Pentru că, de fapt, aici îmi rescriu cu totul, dau delete și rescriu povestea pe care mă tot până acum despre cine sunt eu și ce reprezint în viață. Zona 50 este o zonă de acumulare a cunoștințelor și de întoarcere, practic, de, nu de acumulare, de returnare a cunoștințelor pentru ceilalți. Începe să conteze foarte mult ce pot întoarce către oamenii cu care lucrez. Și zona de 60, care, în general, de fapt, din zona de 50 începe să fie perioada de mentorat. Zona de 60 în care, teoretic, ne gândim un pic la exit, la ce urmează, cum putem să contribuim într-o manieră în care să conteze. Apropo de proces, procesul aparent e simplu. În realitate nu e neapărat atât de simplu precum pare, dar cred că un prim pas este să devenim conștienți de el. Respectiv, prima etapă despre care vorbim este evaluarea. Cine sunt eu? Ce pot? Există diverse formule prin care pot să fac această evaluare, inclusiv zona de personalitate și evaluare de personalitate. Mai avem aici în salon un partener de-al nostru alături de care derulăm proiecte de genul ăsta, de auto, de evaluare a celorlalți, dar pot să fac și eu, pot să mă duc de unul singur și să zic vreau să mă evaluez, că vreau să înțeleg cum sunt, vreau să întreb pe ceilalți ce păreau despre mine, pentru că până la urmă e important să mă văd și nou clientele pe care le-am în jur. A doua etapă este aceea de a stabili niște obiective. Ok, asta am, asta e în tolbă și eu ce fac? Ce aș vrea să fac cu asta? Ce îmi propun? Ce cred că mi-ar plăcea să fac cu asta? A treia e cea de feedback, pentru că în reality ce nu strică niciodată. Și aici, normal că orice manager bun, orice coach bun, un mentor pe care l-aveți în carieră, poate să ajute. Și a patra este, de fapt, și de fapt e un ciclu, că nu întâmplător este forma, e un ciclu continuu. În care trebuie să ne oprim. Gata, mi-am făcut evaluarea, m-am implementat, am trecut de o etapă, mi-am implementat pașii pe care i-am gândit la momentul respectiv, evaluez ce am făcut, ce rezultate am și iau de la capăt. Peste un număr de ani, peste 2-3 ani maxim, mă iau de la capăt și vreau să înțeleg din nou cine mai sunt eu acum. Apropo de actualizare și urmărire, până la urmă, modul în care ne măsurăm ce am realizat, în sine ne oferă un element de măsură, dar și o satisfacție, pentru că asta vorbeam un pic mai târziu în afară, apropo de setarea unor obiective. Faptul că am niște obiective și că le ating, mă ajută să-mi cresc nivelul de fericire per total în viață. Pentru că așa suntem construiți, așa funcționează mentalitatea și psihologia noastră. Cum putem să facem asta? Cum pot să mă dezvolt? Păi una variantă ar fi să găsesc o variantă de job rotation. O altă variantă ar fi să încerc să găsesc mentori. Și nu mă refer la mentorii care sunt alocați de organizație. Nu știu dacă sunteți sau v-ați pus întrebarea asta. Eu, întâmplător, am fost de vreme la un curs de conducere prin valori, să numește, dar de fapt a fost un curs de principii de filozofie aplicată în management. Am avut de face cu niște oameni care sunt mai degrabă oameni de cultură și în discuțiile cu ei mi-am dat seama că noi, în decursul niște 10 de ani, ne-am pierdut abilitatea de a ne căuta modele. În momentul în care am găsit un model, în secunda a doua am găsit o informație despre care ne permite să dărâmăm. Nu mai luăm nimic de el. Și atunci partea asta de mentorat, cu adevărat, în care eu încerc să găsesc pe cineva la care mă pot uita cu admirație și de la care pot învăța, chiar ne poate dezvolta foarte mult.
Voluntariatul. Voluntariatul și coaching-ul, nu sunt neapărat împreună. Voluntariatul este încă o zonă în care pot să mă confrunt cu mine, pot să înțeleg cine sunt în raport cu ceilalți și pot să-mi dezvolt niște abilități pe care poate în jobul actual sau în organizația actuală nu le pot dezvolta. Mai are un mare avantaj. Crește foarte mult așteptarea pozitivă, să spunem, perspectiva. O schimbă în totalitate. Adică eu am avut situații de persoane care erau într-o anii ăștia, ultimii 4-5 ani, nu au fost deloc ușor în piața muncii. Am auzit foarte multe povești neplăcute și am avut a face cu oameni mai degrabă deprimați. Unii dintre ei am îndreptat de terapie. În unele situații în care, nu știu dacă neapărat terapia era soluția, am încercat să sugerez voluntariatul și am avut norocul să am câteva persoane care m-au ascultat. Și au intrat în diverse organizații de genul acesta, în perioadele dintre joburi. Și au găsit de acolo energia să-și stabilească alte obiective. Erau deci este, mi se pare o resursă care pare așa, ok, fac eu ceva pentru ei. Nu știu dacă fac eu ceva pentru ei sau fac ei ceva pentru mine. Eu cred că e puțin invers, e ca și cu copii. Nu știu dacă îi crește noi pe ei sau ne cresc ei pe noi. Cumva, tot în zona aia intră și voluntariatul. Partea de coaching, nu mai e cazul, vreți să dau detalii. Un coach poate să mă ajute să ne ating obiectivele, să le stabilesc într-o manieră corectă, mă ajută să-mi dea feedback apropo de obiectivele pe care mi le-am propus și mă ajută să-mi întru obstacolele ca să le pot atinge. Și nu în ultimul rând, training and self-training. Iar aici, la zona de self-training, cred că doar să nu vrei. Pentru că dacă dați un Google după cursurile libere care sunt pe Coursera sau iversity.org, aveți zeci de cursuri minunate. Numai să găsiți subiectul care să vă suscite cât de cât interesul. Eu recunosc că am din când în când obiceiul de a mă băga în zone total atipice, pentru că mi se curioasă despre ce-i vorba într-o poziție, în subiectul respectiv. Apropo de filozofia management, pe Coursera este chiar un curs donat de o universitate franceză acum despre principii de filozofie aplicate în management, dacă sunteți curioși, e un curs foarte interesant. Și acum am să mă refer un pic și la erori, am zis să ne uităm un pic la ce putem greși. Ne putem greși în momentul în care, Marta scuză, mă e întâmplător că e tot banii despre care s-a vorbit mai devreme, dar principala greșeală în carieră este că aleg un job pentru bani. Punct. Pentru că vor aduce o satisfacție pentru un interval de timp destul de scurt. Și e adevărat că poate ne asigură un nivel de venit, un nivel de trai puțin mai mare, dar la un moment dat se termină, adică mulțumirea aia se termină. Și este una din greșelile clasice. M-am dus acolo pentru că mi-au dat cu 30% mai mult, sau 40% mai mult, sau 50% mai mult. Eu, în niște ani de recrutare, obișnuiesc să spun că nimic nu e gratis. Nimic. Adică faptul că există un salariu cu 40%, 50%, 60% mai mare, vine sigur la pachet cu ceva. Nu o să vină așa, pur și simplu. Nu există. Adică lumea asta nu e făcută ca... E făcută business, lumea de business e făcută ca să producă profituri. Dacă se întâmplă să se poată plăti atât de mult, ceva este. Ori nivelul de volum de muncă e mai mare, ori nivelul de responsabilitate e mai mare. Ceva este. Nu-i gratis. Prieteni. Mi s-a întâmplat în urmă cu vreo 7-8 ani chestia asta, era exact în perioada aia de timp. Am întâlnit cu o persoană care lucra de 8 ani în aceeași organizație, era într-o poziție de management, crescusă în organizația respectivă, făcuse schimbări sau ajustări de poziție la fiecare 2-3 ani. Și vrea să plece. Și nu reușeam să înțeleg de ce vrea să plece. Și către ce. Adică mie trebuie să fie clar, să înțeleg eu logic, în primul rând, care e motivația schimbării tale. După ce am săpat suficient de înalt, mi-am dat seama că unul dintre motivele pentru care vrea să plece e că o întrebă o prietenă. Dar tu nu mai schimbi, dar ăla a schimbat, dar uite, ăla și-a schimbat mașina, dar ăla s-a dus acolo, ai văzut ce job mișto. Ieșeau la bere seara și avea o problemă cu presiunea socială. Și am reușit, din fericire, să o conving, cel puțin o perioadă de timp a stat în același loc, pentru că nu era o motivație suficient de puternică. Mai ales că în momentul în care fac o schimbare în carieră, trebuie să iau în calcul și un nivel de frustrare și de încărcare emoțională, mă duc într-un mediu nou, nu-i simplu. Trebuie să demonstrez celorlalți cine sunt și ce pot. Nu-i simplu, îmi cere un efort. Dacă n-am o motivație suficient de bună, mai bine nu fac schimbarea. Deci ori trebuie să mă deranjeze ceva foarte tare, ori trebuie să-mi placă ceva foarte tare și nu numai banii. Opțiunile. O altă greșeală pe care am văzut-o este limitarea opțiunilor. Mă duc foarte mult către cercul meu de prieteni, către oamenii cu care mă înconjor în mod normal și pe ei întreb cam care ar fi variantele și încerc să ascult de la ei cam ce se întâmplă. Ce uit este că, de fapt, cercul în care eu mă învârt este, să spunem, mare acces la aceleași tipuri de informații la care am acces și eu. Și atunci, cumva, este o vedere din tunel. Cam toți citim aceleași diare, mergem prin aceleași locuri. Cum ar fi să ies un pic din zona mea de confort, ci să mă duc
la evenimente de genul acesta, să încerc să fac networking, să mă conectez cu oameni cu care nu vorbesc în mod normal. Și nu în ultimul rând, oameni care, văzându-mă acum pentru prima oară, s-ar putea să aibă alte idei despre mine decât cei care mă știu în mod frecvent. Să mă vadă altfel, să vadă ceva ce ceilalți nu mai vadă deja la mine. Frustrările. M-aș uita un pic cu atenție de unde vin frustrările pe care le-am în jobul pe care le-am acum. Vin de la job, vin de la șef, vin de la mediu. De multe ori, ceea ce știm să facem toți cu ușurință este să fugim. Când apare ceva dificil, o luăm la fugă. Nu știu dacă asta ne ajută întotdeauna, pentru că s-ar putea să avem ocazia de a rezolva o problemă. Noi cu noi, înainte de a fugi. Și ar fi bine să identificăm care e problema cu noi. Și nu în ultimul rând, una dintre cele mai mari greșeli pe care le-am văzut este mă duc într-un job pentru că aud că pasul următor este unul care pe mine mă tentează foarte tare. Atunci, practic, în loc să mă duc într-un job pentru ce am de făcut în următorii 2 ani, că ține șansa să mă povesti cineva în următorii 6 luni, în loc să mă duc într-un job pentru că văd what's in it for me în aia 2 ani, văd doar what's in it for me ce este peste 2 ani. Și nu mai ajung niciodată la pasul ăla, pentru că n-apuc să fac performanță în primul pas. Care să justifice promovarea mea ulterioară. E o altă zonă în care apar greșeli frecvente. Mulțumesc frumos! Am uitat cu Marta și am uitat să vă spun și dumneavoastră. Nu prea sunt mai degrabă adepta dialogului. Și subiectul fiind unul care cred că ne privește pe mulți dintre noi, sunt curioasă de întrebări. Foarte curioasă. Da, și eu vă invit, dacă aveți întrebări pentru Madalina. Eu vreau să te întreb, Madalina, de ce oamenii când își caută un loc de muncă, vin la tine? Ce spune că vor? Care sunt cerințele lor? 1, 2, 3, în principiu, trebuie să te uiți un pic printre rânduri la ce vor oameni. Să citești un pic printre rânduri. Mai mult un pic. Să înțelegi un pic care e motivul care determină să facă o schimbare. De cele mai multe ori, cred că este imaginea de sine, respectiv cum se simt cu ei înșiși. Că asta înseamnă că sunt într-un mediu care nu îi solicită suficient, că sunt cu un manager care nu-i vede, că li se pare că sunt plătiți prea puțin față de cât este restul pieței, asta e totul altceva. Dar până la urmă, cred că ține foarte mult o imagine de sine. Și ce spuneam mai devreme este că, cred că calculul ăsta nu poate face nimeni din afara noastră. Cât de mult sau cât de puțin câștigăm. Nu contează. Adică chiar nu contează ce să vezi de la alții. Contează ce e important pentru mine. S-ar putea să-mi doresc un job în care să am un nivel de libertate sau de inițiativă care mă satisface atât de tare încât chiar nu contează că salariul este un pic sub nivelul vieții. Dar avem tendința de a ne lăsa și de a ne uita după niște șabloane. Total greșit, dacă mă întreb asta bine. Dar mie mi se pare că societatea noastră a evoluat în momentul în care o renunța la șabloane de statutăvite. Care ne zic, trebuie să stai 5 ani într-un job, dacă stai peste 5 ani, e nasol, înseamnă că nu mai evoluezi. Păi n-ai bani. Cine poate să spună asta? Numai eu pot să spun asta. Care sunt acolo. Oamenii vor stabilitate mai mult decât orice altceva? Nu cred că vor stabilitate. Cred că recunoașterea ar fi pe primul loc. Și cred că e valabilă pentru noi toți, că vrem să fim văzuți. Dar și stabilitatea tinde să devine importantă, mai ales după 30, cred. Pentru că în perioada de început nici nu realizez care sunt problemele care pot apărea. Cred că mai era un slide acolo, dar cumva s-a ratat că de-aia am avut așa un moment de șoc la final. Aveam câteva mesaje, unul din ele fiind că, de fapt, apropo de... Dar mai treci tu pe prezentare să vedem ce sunt. Nu e o problemă, stai liniștit, că le știu. Erau niște tipsuri pe ultimul slide care se referau la modul în care mă uit la un job. Și m-aș uita că nu e jobul lor, e jobul meu, în primul rând. Și că ar trebui să mă gândesc la toate așa, da? Nu e treaba altcuiva să-mi facă mie cariera și nici nu este ok. Angajatorul va angaja un om și dacă eu plec, peste câteva luni va angaja un alt. Întrebarea este ce fac eu în jobul ăla? Adică e mai degrabă, mi se pare mai degrabă interesul meu ca individ decât al organizației. Interesul meu pentru cine sunt. Întrebări? Ai fost foarte lobit. Ai fost foarte clară. Îți mulțumesc. Mulțumesc. Așa vreau prezentarea, să știi. Mulțumesc, nu? Cine are urechi de auzit și ochi de văzut, vede și învață și aude. Am să ne invit pe Luciana Firea alături de noi. Este general manager la Brightway. Sau? Da.
partener sau fondator, fondator sau da. Și știu că Lucian are un moment special pentru noi și am zis că mai bine decât să fac o introducere, spun doar atât, că drumul spre performanță, uite, este foarte important. Mult succes, Lucian! Mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație! Și astăzi am pregătit ceva care să ne scoată din zona de confort, respectiv să facem ceva care poate nu am mai făcut de mult și să vedem dacă ne putem bucura de lucruri noi, respectiv de abilități și atitudini noi pe care am vrea să le încercăm sau suntem nevoiți datorită conjuncturii să le abordăm. Avem o experiență în interiorul companiilor și am luat companii de la 24 de persoane și le-am adus la 1800 cu o cifră de afaceri de la 1 milion de euro, ajungând la aproximativ 300 de milioane de euro și asta doar în 4 ani. Avem experiență în zona companiilor mici sau în zona companiilor unde inițial lumea nu investește în zona de know-how extern. Bun. Ca să fim profitabili, practic am pornit de la propria experiență. Când am fost numit manager, m-am bucurat și am pus o singură întrebare. Ce trebuie să fac? Și mi s-a spus, trebuie să iei hărțurile în mână. Și lucrul pe care l-am făcut e că am luat nu hărțurile, ci am luat o căruță plină de oameni, de angajați și mi-am dezvoltat instant câteva abilități. Puteam să aud cu spatele, stând cu spatele la ai mei colegi, ce vorbesc. Intuiam. Mai mult decât atât, încercam să le acord câte un rol, dar nu aveam timp, pentru că eram la cârmă. Și atunci se pune întrebarea, cum depășesc acest moment? Cum depășesc această situație? Cum fac să-i dau pe cei doi din căruță jos și pe cel care se gândește și să acord, practic, o aceeași direcție întregii companii sau departamentului în care sunt numit? Bun. Practic, cum pot să realizez și să implementez un angajament în cadrul echipei, în angajament către performanță? Și am să trec în revistă experiențele pe care le-am avut, foarte pe scurt, și am să încerc să fiu și să mă încadrez în timpul pe care l-am la dispoziție. Pentru acest lucru, fiecare dintre voi aveți un cartonaș alocat. Puteți să-l luați în mână? Rog, Roxana să-mi dea și mie trei cartonașe de diferite culori. Ok. Am să folosesc un instrument, o tehnologie, care să racordeze noua activitate pe care o avem de, mulțumesc, de rezolvat și să vedem dacă reușim. Primul lucru pe care vreau să-l transmit este că atunci când suntem obișnuiți cu o anumită deprindere, în creierul nostru, conștient și subconștient, se realizează legături chimice. De mâine însă, situația se schimbă economic și atunci trebuie să am o altă direcție, să renunț la deprinderile vechi și să înfiripez o nouă deprindere. Asta înseamnă schimbare. Cum pot să fac eu acest lucru? Păi, avem o soluție eficientă. Prima soluție. Operație pe creier. Tăiem zona în care o avem bătătorit. O a doua variantă ar fi să-mi zică cineva că dacă o iau pe o altă cale, o să câștig sau să am o grămadă de realizări personale și materiale, astfel încât drumul ăla să fie important pentru mine și să merg pe acea direcție. Dar în același timp nu voi uita calea veche, vechea deprindere, corpul meu se va duce către vechea deprindere și schimbarea nu va avea loc. Atunci trebuie să-ți zică doctorul, dacă fumezi, mori. Și atunci șocul respectiv mă va face să nu trec prin zona respectivă.
Ok, hai să vedem cum putem face acest lucru. Cei care au cartonașul roșu, îl pot ridica? Perfect. Vă invit să cântați următoarea frază sau următoarea frază melodică. La la la. La la la. Vă rog. La la la. La, la, la. Ați ținut minte? Puteți fără instrument? Da. Hai să vedem. La, la, la. Bun. Cei cu verde? O altă frază? La, la, la. Băieții. La, la, la. Sau fetele. La, la, la. Cei cu verde? Hai. La. Și cei cu alb? Cine are alb? Cartonul? Vă rog, această frază. La 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 la. Haideți! La 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 la. Ok. Și aș vrea fiecare să cânte fraza pe care o are. Reamintesc frazele. La la. Țineți minte? La la la. La 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 la. Și acum cu toți. La 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 la. La 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 la. Mulțumesc, am reușit în seamă. Bun. Practic am asistat la o reușită. Și am folosit o serie de ingrediente necesare acestei transformări. Și anume, în primul rând, am vrut ca fiecare dintre voi să acționați și să ajungem într-un timp relativ scurt la performanță. Acest lucru clar, a presupus ca eu, lider de proces, să pot transmite fiecăruia ceea ce are de făcut. Respectiv, să existe criterii extrem de clare și responsabilități foarte clare. Am utilizat însă și un element interesant. Un utilaj. Dacă mă raportez la utilaj, atunci îmi e mai ușor. Acei roboți de care spuneam. Și se vorbea în prima parte. E de ajuns să știu? Nu. A trebuit să vreți. Și atunci, acest lucru l-am făcut cu un prim pilon. A vrut el. Utilajul. Și din acest moment, practic mi-a fost ușor să mă raportez la cineva care știe. E foarte interesant și important în tot acest proces. E de ajuns să ajung la performanță? Nu. Avem nevoie de antrenament și vreau să pot. Dar, din păcate, în orice organizație, partea de performanță este subcapacitată și, respectiv, nu poate fi acoperită la potențialul întreg. Adică, nu dau tot cât știu, nu dau tot cât vreau, respectiv, pot cu mult mai mult. Și atunci, hai să vedem cum se întâmplă lucrul ăsta practic într-o companie. Vreau să vă spun că în cadrul companiilor în care lucrăm, primul lucru pe care îl avem de implementat la nivel de top management este acea direcție, acea filozofie la care mă raportez. Respectiv, acea filozofie e primordială. Dacă nu există, atunci fiecare dintre voi ar fi cântat după filozofia fiecăruia. Eu, ca lider, nu aveam de făcut decât să alerg printre mese și să încerc să vă învăț pe fiecare ce ar avea de făcut. Concluzie.
Filozofia în cadrul companiei care a ajuns la 300 de milioane de euro a fost să devenim primul gând, primul cuvânt al clientului care are la un moment dat nevoie de noi sau de soluție. Și fiecare subproces a avut această filozofie implementată. Respectiv, noi am facilitat acest lucru. Practic, racordată la această filozofie, obiectivul pe care îl are fiecare dintre dumneavoastră a fost nominalizat, a fost clarificat, a fost definit, SMART, și în final, racordat la tehnologie. Bun, veți întreba, mă duc să cânt în firmă? Nu. Trebuie să imaginez această tehnologie. Dacă noi imaginez, practic, toate departamentele își creează propria tehnologie de lucru. Și nu mai pot parge ca lider. Nu pot să mă pun rău cu departamentul economic. De ce? Are propria tehnologie. Și nu putem încălca tehnologia. Tehnologia respectivă nu se acordează la nevoile mele și nici ale companiei câteodată. Și atunci ce facem? Inventăm utilajul. Utilajul care să racordeze acest la aceeași filozofie și aceeași direcție. Respectiv, așa ajung la performanță. Din momentul acesta pot să mă apuc de procese. Respectiv, se desenează fluxul de activități, se identifică criterii, lucruri care am făcut cu aceste cartonașe și cu acest aparat și am început antrenamentul. Până la final am ajuns să performăm. Nu e de ajuns, pentru că dacă vrem să ne calificăm la România au talent, avem nevoie practic de multă repetiție și în același timp, ca să executăm această activitate, ar trebui să fie monitorizată pe baza unor criterii care sunt subsidiare obiectivului. În final, nu este de ajuns. Lumea se schimbă. Respectiv, după ce obțin beneficiile și lumea începe să aibă încredere în propria forță și cântă așa cum ar trebui să fie și să sune fraza muzicală, identific practic un sistem de repoziționare permanentă care de fapt să modifice permanent procesul și permanent aș putea să identific dacă nu cumva e nevoie să mărim criteriile de performanță. Concret, avem o companie unde logistica arată așa după proces de implementare. Respectiv, performanță de 10 ori mai mare față de tot ceea ce există la concurență. Ce înseamnă acest lucru? Obiectiv, 0 greșeli. De la 10 greșeli am ajuns la 0 greșeli pe an, 10 greșeli pe zi. În distribuție de 48 de culori, ori 50 de piese, ori aproximativ 1000 de distribuitori. Concluzie. Cum am făcut acest lucru? Păi, în primul rând, filozofia este să fim în fiecare subproces de 10 ori mai buni. Mai departe, fiecare subproces să fie construit de cine? De cei care cântă. Ei sunt cei care rescriu procesul, chiar dacă eu l-am schițat. Și pornim de la o filozofie alambicată de genul pe care îl vedeți acum pe slide și ajungem la un slide cu mult mai simplu. La final, și n-am ajuns la final, până ajunge la final, trebuie să mă antrenez cu noile subprocese până când îmi devin deprinderi. Și până când eu pot să zic, da, pot. Pot să fac și fără instrument. Și fără racordare. Asta înseamnă că mi-a intrat în subconștient. Și, bineînțeles, la final, să pot avea acele ținte de încredere că pot și deja îmi place. Și vreau să fac acest lucru. Dacă vom avea numai
partea financiară ca și stimulent, această parte financiară se degradează după prima zi din care am primit bani, pentru că le găsesc loc în cheltuieli. Și atunci, nivelul meu de cheltuieli o să-mi crească. Concluzie, șeful, sunt nemulțumit. Vreau ceva mai mult. Și atunci am nevoie de o altă componentă puternică, mult mai puternică. Care? Acest vreau de tip implicare personală, pasională în raport cu activitatea pe care o desfășor. Practic, am trecut foarte rapid și închei prin un traseu pe care îl realizăm în cadrul unor companii, traseu care durează aproximativ de la un an până la aproximativ 4 ani de muncă continuă cu top managementul, middle managementul și frontline. Acest proces de antrenament în care se integrează toate componentele, practic mă poate conduce la de 10 ori performanță mai mare, doar dacă reușim să ne armonizăm întreaga echipă, la fel cum am făcut-o în minutele trecute. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Vă rog dacă aveți întrebări. În 4 ani de zile în companii, când mergeți și faceți astfel de proiecte, rămâne aceeași echipă? Așa, și întrebări grele. Nu. Evident că cei care necesită operații pe creier vor uita de acea companie. Odată cu dorința noului sistem de a-l racorda la noua filozofie. Și aici avem două tipuri de experiențe. Respectiv, o persoană care are foarte mult expertiză într-un anumit domeniu, capătă și o putere de negociere mare în fața top managementului. Și atunci, dacă nu se racordează la filozofia de dezvoltare a companiei, rămâne la propria filozofie de dezvoltare financiară, personală, dar pe direcția și filozofia persoanei respective. Acea persoană, clar, nu-și mai găsește locul. Dar asta nu înseamnă un lucru rău pentru acea persoană. Înseamnă tot dezvoltare. Vă rog, dacă aveți întrebări? Nu sunt. Mulțumim și pentru momentul. Mulțumesc. Momentul cu muzica. Mie mi-a plăcut foarte mult și am fost foarte liniște. Vorbim despre brand personal. Și Bogdan Comănescu aici alături de noi de la Accelera este unul dintre invitații care reușește să ridice tot publicul în picioare de fiecare dată. Ia ridicați-mă în picioare. Ia acum imediat. Asta vezi după ce începe să vorbești. Și când a propus tema cu brandul personal, am fost foarte încântată pentru că oamenii nu au curaj să-și facă un brand personal. Și stai și te uiți și te gândești și vorbești cu foarte mulți oameni care sunt de la middle în sus. Cine ești tu? Știi să spui cine ești și tu, fără să-mi spui sunt director de marketing, brand manager sau CEO, nu. Funcția nu este cine ești tu. Spune în două propoziții cine ești. Știți? V-ați gândit? Când îți faci un brand personal, încep să te gândești și credeți-mă, e foarte greu. Vă rog în aplauze, Bogdan Comănescu. Hai să vedem dacă reușesc să vă ridic în picioare. O să mă așez în partea cealaltă față de vorbitorii, antevorbitorii mei și cu un scop foarte bine definit. Dragii mei, dragi lucrători în resurse umane, specialiști, profesioniști, mai lăsați-ne, frate, cu bucurie aia, că mulți dintre noi muncim pentru bani. Cine vrea bani mai mult să ridice mâna? Cine nu, să rămână așa sărac. Hai să vedem. Încă o dată. Cine vrea bani mai mulți? Nu văd majoritatea aia de plăcere. Dragii mei, mergem la servici pentru bani. De plăcere mergem la pescuit, de plăcere jucăm bune pe telefon, spargem cărămizi din alea, cum se numesc, bomboane, este? Jucăm Counter-Strike de plăcere. Mergem la club, plătim pentru plăcere. Dacă avem noroc în viață, ca ceea ce facem, să fie și bine plătit, asta e altă poveste. Corect? Dar până una alta, de plăcere, de obicei plătim. Pentru restul
muncim. Bun. De ce am ținut să vă spun lucrul ăsta? Pentru că una dintre cele mai importante lucruri care vă vor aduce bani, dragii mei, este brandul vostru. Orice om cunoscut, bine cunoscut, este mai bine plătit decât unul necunoscut. Un trainer cunoscut este plătit de 3-4 ori mai mult decât un trainer necunoscut. Cei pe care îi știți voi din firmele de training clasici, luăm un concurent care nu e aici, ca să nu fie Ascendis. Vă spune ceva? Știți două nume din Ascendis? Nu trebuie să-l spuneți, dar vă vin în cap, este? Ei, cei doi care v-au venit în cap câștigă de 10-15 ori mai mult decât ceilalți 20 care muncesc la greu. Acum ați înțeles de ce vreau să discutăm la sfârșit de zi despre brand. Pentru că cu cât lucrați mai tare la brandul vostru, cu atât veți fi mai bine plătiți. Cine are nevoie de brand? Aproape toată lumea. Și din experiența mea cu oamenii, din păcate, cred că cei care au cea mai mare nevoie de brand sunt cei mai puțin conștienți de el. Medici extraordinari, care sunt foarte discreți. Și speră că o să vină lumea la el, la cabinet, doar pentru că el este extraordinar. Se întâmplă lucrul ăsta? Nu. Decât rar, sau după 30-40 de ani de muncă, dragii mei. Aveți vreun dubiu? Vă pun o întrebare. Care este cel mai cunoscut fast food? Care e producătorul de cea mai sănătoasă mâncare? Habar n-avem. Habar n-avem. Cel mai cunoscut fast food, știe toată lumea. McDonald's, absolut, mâncarea proastă, făcută din resturi, este cea mai cunoscută. Dar cea mai sănătoasă nu știe nimeni. Cel mai bun doctor, nu-l știm, pentru că de obicei este discret. Dar citeam un studiu că teoretic ar trebui să murim la 130-140 de ani și noi murim ca voi, la 30, la 40. Nu am chiar toată lumea la 40 și eu am 45 de ani. Și sincer, nu mă grăbesc. Și cred că multă lume de aici nu se grăbește. Ok. Al doilea lucru. De ce ai nevoie de un brand? În primul rând pentru bani, dragi. Pentru bani. Nu pentru altceva. Importanță, vanitate, siguranță, oportunități. Sunt de acord. Dar vă spun că banii vă interesează mai tare decât importanță. Și asta am învățat-o pe pielea mea. Intri în hipermarket, după ce fac un merit vreau și pot, să spunem, vin 2-3.000 de oameni și după aceea doua zi mă lași pe oameni. Nu există să nu găsesc 3 persoane. A fost extraordinar ieri. Iar mai merge, a fost extraordinar. Și la un soția zice, bă, nu te duci tu frumos și mă lași, că eu nu pot să merg prin magazin să mă uit la produse și toată lumea să ne întrebe. Dar ce mai faceți? Dar ce mai aveți nou? Nu e nici măcar aia importanță, nu te crede foarte tare. Însă îți aduce mai mult bani. Cum? Dragii mei, inițial am vrut să fac un speech despre cum. Noi avem niște proceduri care le predăm în Accelera, de mai mult interne, nici nu sunt foarte noi la capitolul branding. Urmesc? Și am zis să intru pe net, să văd ce pot să le spun nou la oameni, la tinerii din sală. 111 milioane de postări despre personal branding. Ce aș putea să vă spun ce ne-ai scris pe net? Nimic. 4.800.000 de PDF-uri, 200.000 de postări în limba română despre personal branding. 750.000 de infografici, care e nou trend acum, niște desene super frumoase. Mai mare dragul meu, vine să le tipărești. Social media nu mai vorbesc. Tot ce vreți de la 1937, de la Napoleon Hill încoace, 800.000 de cărți. Și cu toate astea, nu mai vorbesc de milioane de modele, dragii mei. Modele pe care le găsești sau le vezi pe net, sau le vezi în viața de zi cu zi, modele de personal branding. Michael Jackson. Una din... Eu să vă spun despre de ce l-am pus primul pe Michael Jackson. În... De-a lungul carierei am dezvoltat un proiect în India. Și am văzut locuri unde sărăcia este inimaginabilă pentru cei care n-au văzut Asia. Adică... Nu știu, noi dacă nu avem o mașină nouă, ni se pare că suntem mai săraci.
ei dacă mănâncă o dată la 3 zile, la propriu vorbesc, li se pare că-s bogați. Și discutând cu un copil din ăsta care mânca verdura, am constatat că el știe două lucruri pe pământul ăsta, Coca-Cola și Michael Jackson. Este un brand. Ok? Toate personajele de acolo le cunoașteți, toate pot fi modele. Și cu toate astea, oamenii nu își dezvoltă brand-ul. Și am zis că poate ar fi mai bine pentru noi, ne-ar ajuta mai mult să știm de ce nu o face. Bine, poate vreau să vă întreb întâi cine vrea să-și dezvolte brand-ul de aici. Excelent. Hai să vedem de ce nu o face. Primul, cel mai des motiv este nu știm legea pieții. Și anume că un produs bine promovat se vinde mai bine, mai scump decât un produs bun, slab promovat. Dragii mei, nu e important întotdeauna tot ce știți voi să faceți. E important cine știe că știți să faceți ceva. Să vă faceți reclamă. Și fiindcă am văzut că a dat exemple din carieră, mi-am lăsat minte în timp ce vorbeam Adelina, cred că punctul critic în cariera mea a fost că am lucrat pentru grupul Accor, un grup foarte mare, 8 miliarde de euro, vreo 4.000 de hoteluri, Sofitel, Novotel, Ibis și așa mai departe. Corporate, 100%, zgarda corporate, toate ușile click-click, screensaver-ul cu numele companiei, toate documentele au numele companiei, cunoașteți cine lucrează în corporate. Și organizau evenimente în fiecare an, niște evenimente maestoase, cu ședințe lungi. Nu știu dacă cine lucrează în corporate știe acel modeling, adică noi stăm toți în sală și ei, mari manageri, se urcă pe rând sus pe scenă și ne spun, în Asia am doborât toate recordurile, în acolo am făcut ceva, am făcut ceva, ne merge greu, trebuie să ne dezvoltăm, după care noi rămâne și plecăm la clasa a doua cu avionul către casă, ei se urcă în elicoptere, două luni diferite. E, la un moment dat, într-o pauză, am ieșit în pauză și stătea afară pe piscină, era președintele grupului, Jean-Marc Espaliu. Oamenii ieșeau în pauză ca de la conferință și când îl vedeau, se dădeau într-o parte. Deci, practic, la un moment dat, fizic, era ca o rază așa de vreo 15 metri în jurul mesei la care stătea ăsta, un tip cu autoritate extraordinară, din categoria salariu 6 milioane de euro, pe an plus acțiune, adică o personalitate. Și toată lumea stătea departe. Și nici nu mi-a că m-am dus frumos direct la aici. Imaginați, sunt Bogdan, sunt din România. Au paralizat cei 3-400 de corporatiști care erau acolo. Băi, ești nebun? Pe cum să duci? Așa ne-a venit. Peste 6 luni de zile, am venit dimineața la servici, am găsit toți expații care lucrau acolo. Agitați, terminați ce? Te cheamă Jean-Marc la Paris. Așa și, băi, vei dai Jean-Marc, te cheamă la Paris. Zic, bă, chiar că nu chemă să mă dea afară, că putea să se prindă direct. Și, într-adevăr, a fost o schimbare în carieră, pentru că a zis, ok, vreau să te ocup de dezvoltarea comercială a unor operațiuni de ale noastre. Ceea ce mi-a schimbat foarte mult job-ul. De ce v-am zis lucrul ăsta? Când ieși în evidență, oamenii te țin minte. Scuzați. Al doilea lucru care îl văd la cei cu care lucrez și care îi doresc este că nu știu ce au deja. Oamenii își închipuie, eu sunt un mic, nu știu, angajat, sunt un vânzător la început de carieră, sunt doar un contabil și au senzația că nu au foarte mare valoare. Mai mult decât atât, nici ei înșiși nu prea își dau seama, au niște păreri despre ei, dar părerea pe care au despre ei este de multe ori diferită de ceea ce vede lumea la voi. Și am să vă rog să faceți următorul lucru. Cât timp mai am? E ok? Vreau să faceți următorul lucru. Acum, aici, în sală, scoateți telefoanele mobile. Adică scoateți, asta e o expresie de-a mea, de bătrân, care ținea telefonul timp de sunat. Voi trăiți cu ele în mână, nu știu ce se mai scoateți. Așa. Sunați o persoană care contează pentru voi. Acum și cereți să vă spună trei calități pe care le aveți. Acum! Și o să vedeți că sunt... Nu, un mesaj! Întreabă! Acum! Hefan, da,
Sunați, am zis, la call center de alea de... Curaj, 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 dă-mi telefon acum și întreabă, spune-mi trei lucruri pe care... Haideți! Și o să vedeți că cele trei lucruri care vi le spun, unul poate e în comun cu ce credeți voi acum despre voi. Dar celelalte două vor fi total diferite de ce vă așteptați. Sunați! Curaj, curaj! Dar nu sunați pe cineva care e în sală. Haideți! Ce? Formeți-vă următorul. Întrebarea mea este, vrei să-ți închidă? Sper să-ți închidă? N-ai curea să-l întrebi? Step over it, haideți! Acum, aflați trei lucruri despre voi, Rozava. Întrebați-l, spune-mi trei lucruri despre mine, care le crezi despre mine bune. Dar sunt în timpul conferinței și trebuie să răspund chestia asta. E cam greu, vă e jenă să întrebăm ceva bun despre noi. Bravo! Și ce ți-a zis? Perseverență, sinceritate, fidelitate. Perfect. De astea trei lucruri construiește ce vrem. De ce? Pentru că astea sunt cele pe care le văd oamenii la noi și e mai ușor să construiesc pe ele decât să vreau eu să arăt altceva decât nu sunt, ok? Ți-ai zis patru. Ți-a zis patru. Ce ți-a zis? Trebuie să vedem să ambiție, entuziasm și care să vedem. Și dai telefoane, Iurea, din ok, Namila. Alt lucru care ne oprește. E dat termen să-ți fac o listă? Ok. Țineți minte astea trei lucruri. Puteți să întrebați mai multă lume. Obișnuiți-vă să întrebați pe alții ce apreciază la voi. Alt lucru care ne împiedică să ne facem un brand este lipsa unui plan de viață, care l-a zis și toată dimineața s-a lăsat aici, l-a zis Mădălina mai devreme. Dragii mei, dacă vreți să realizați ceva extraordinar în viață, stabiliți-vă azi, acum, în seara asta, ce aveți de gând să faceți. Și dacă te întreb unde vei lucra peste 10 ani, spune-mi, te rog frumos, exact numele firmei. Coca-Cola. Coca-Cola. Perfect. Dar dacă vrei să fii... Ce vrea să fii în Coca-Cola? Haide să o luăm așa, știu că ai glumit, dar ce ar fi să fii? Rețeta secretă. Mă, bune, ce poți să fii? Acționar majoritar, minim. Dar să-i schimb logo. Să-i schimb ce? Și sticla. Logo. Asta ar fi o idee bună. Nu cred. În Clio. De ce? Ce înseamnă nu, că nu se poate? Uite, asta este, e un alt lucru, nu l-a pus acolo. Dar foarte bine că l-ai pomenit. De ce există măcar ideea că nu ai putea schimba logo-ul? Dragii mei, am avut onoarea, plăcerea, bucuria să lucrez cu BMW-ul. Prima oară când mi-am spus că vor trebui să facă niște mașini cu tracțiune pe față, mi-au spus, bă, tu n-ai înțeles nimic din, nu știu ce consultant ești tu, dar tu n-ai înțeles nimic din psihologia noastră. Și m-au trebuit 4 ani de zile de discuții continue și de demonstrații și de matematică. Și acum avem seria 1 cu tracțiune pe față, seria 2 cu tracțiune pe față. Și BMW cu 4x4. Sunt în 4x4. Dar ceea ce, dacă țineți minte, cei mai în vârstă știu, țineți minte reclamele alea anti-tracțiune pe față la BMW cu niepure, cu picioarele din față mai mari decât cele din spate? Nu există. Poate să schimbe logo-ul la Coca-Cola. Da. Poate, dar este în interesul lui? Dacă, deci nu va putea să-l schimbe dacă nu este în interesul lui. Ați înțeles? Ideea e că dacă el va veni cu o idee suficient de bună, suficient de deșteaptă, încât Coca-Cola să perceapă că schimbându-și logo-ul va face mai mulți bani, o va implementa. Ceea ce trebuie să le demonstrați celor din jurul vostru este că vor câștiga mai mulți bani în relația cu voi. Asta vor. Și dacă le va demonstra o Coca-Cola, foarte bine. Când, cum am pomenit de dimineață, o pomenit de telefoanele mobile.
Păi când umblam cu cărămida aia în mână, dacă mi-ar fi spus cineva că într-o zi pot să am 3 telefoane mobile, 3 buzunare, i-a spus, bă, nu se poate chestia asta. Ba, se poate. Îți mai dau un alt exemplu de nu se poate și pe aia merge mai departe. Fraților, tata, când mergea la mare, era viteză uman, prindea și 110 la oră și se lăuda la prieteni. Măi, nene, și am băgat, i-am dat în goarna 110 și lumea spunea, bă, Victore, lasă-o, bă, mai subțire cu 110, că nu, suntem nici noi proști, nu te crede. Astăzi, dacă mergi pe autostradă cu 110, ți iei scuipatul, nu că deschide lumea, ce ai văzut, te scuipe. Nici nu te credem, cum poți să... Ați înțeles? Despre asta este vorba, nu există imposibil. Căutați o soluție. Bun, planul de viață, dragii mei. Faceți-vă exercițiul ăla care este atât de vechi. Diseară, duceți acasă, luați o hârtie și scrieți așa, mă, nume, de fapt scrieți titlul acum. Luați o hârtie nouă, scrieți titlul acum și continuați acasă. Scrieți, mă numesc și puneți numele mic acolo. Trag și eu cu ochiul aici, mă numesc Alina, da? Și am, și scrie vârsta ta plus 10 ani. Și am, scrie vârsta ta plus 10 ani. Curaj, nu, plus 10 ani. Scrie direct, să-l văd așa scris. Pune-l acolo, că așa. Wow. Ia zi tare. Mă numesc Evelina și am... 44 de ani. Zi toată expresia. Mă numesc Evelina și am 44 de ani. Bă, bătie. 44 de ani. Știi când o să iei? Mâine. N-a pus să respir de 3 ori. Și continuați povestea. Considerați că v-ați întâlnit cu mine. Eu sunt deja senil. Și voi îmi spuneți povestea. Voi, tu nu-ți mai aduci aminte de mine. Eu am fost la o conferință ta. Fiare, eu mă numesc Evelina. Am 44 de ani și lucrez în firma cu tare. Câștig atâția bani. Am atâția copii. Am o firmă. Ce vreți voi? Vreau să scrieți povestea. Împăturiți după aceea frumos hârtiuța și băgați-o în buzunar și uitați la ea peste 10 ani. Credeți că mă-ți reuși să o păstrați 10 ani? Da. Ba da. O să o păstrați de navetele. Și să vă uitați pe ea. Și o să vedeți dacă ați făcut ce v-ați pus în obiectiv, sau a trecut timpul pe lângă noi, sau v-ați lăsat prada acestei plimbări de colo-colo prin viață. Azi am oportunitate într-un domeniu, mâine în altul, azi îmi place, mâine îmi place. Alt lucru, nu știm cui ne adresăm. Am vrea de obicei să fim iubiți de toată lumea. Așa ne-ar place. Asta este una dintre cele mai mari greșeli. Dragii mei, nici Coca-Cola nu e plăcut la toată lumea. Nu există bere plăcută tuturor. Nu există mașină plăcută tuturor. Nu poți tu să fii plăcut tuturor. Alegeți cine vrei să te placă, cine sunt spectatorii tăi, cine vrei tu să te iubească. Vrei să faci carieră în firma în care ești? Fă-te iubit de toată lumea din firma ta. Vrei să faci carieră într-un domeniu? Fă-te cunoscut și iubit în domeniul respectiv. Eu mi-am ales, în partea asta de consultanță, să fiu iubit de vânzători. Vânzătorii, când fac training cu ei, mă iubesc. Resursele umane nu prea mă iubesc. Bine, nu toată lumea, mai sunt și care mă iubesc. Dar când am de ales în fața clientului, să zic, în a ține partea intereselor vânzătorului sau al negoții, țin partea vânzătorului. Ca urmare, vânzătorii vin cu drag la training-urile cu mine. Îți asumi niște riscuri, pierzi niște lucruri, dar per total, dragii mei, câștigi. Alegeți-vă cine vreți să vă iubească. Al cincilea lucru este curajul. Nu avem curaj să facem lucruri deosebite. Marea majoritate preferăm să fim discreți, comuni și sperăm să ne vadă cineva, să ne găsească pe jos. Eu te văd mai perlă. Sper să cine? Să vină un președinte de companie, să trec prin companie, să zică, ia, uite, mă, ce, când te cheamă? Alexandru, pe ăsta-l căutam, hai cu mine să te fac șef. Nu o să se întâmple, scoateți-vă din cap chestia asta. Pur și simplu, nu se va întâmpla lucrul ăsta, dragii mei. Nu o să vină nimeni să te caute, să te înfrimi. Dacă te ridici tu în picioare, dacă te faci deosebit, te faci memorabil, o să sune după tine și să zică, trimite pe Bogdan la Paris, vreau să vorbesc cu el. Dacă nu, nu o să întâmple. Ca urmare, faceți-vă deosebit. Oricum,
Câteodată e mai bine la mine faceți o prostie publică, că lumea mai uită ce tâmpenii ați făcut, decât să te uite de la început de tot. Ok? Și alt lucru care ne lovește foarte tare în brand, și anume autocontrolul. Ne apucă câteodată în cântare, bă, uite, eu ăsta vreau să fiu, eu vreau să fiu un bun vânzător, să mă vadă toată lumea, să mă disting bine pe piața asigurărilor, și mă ține chestia asta vreo lună, că după aia uite ce am vrut să fac. Sau vreau să fiu văzut ca un foarte bun manager și la a doua ședință mă apucă nervii și încep să urlă la salariații. Dragii mei, gândiți-vă că partea asta noastră de business, până la vârsta la care, ok, la un moment dat în carieră ajungi și poate la vârsta să faci ce îți place, să faci ce vrei, poate. Dar până ajungi acolo, este ca o piesă de teatru. Închipuiți-vă, nu știu, Regretatul din Ica. Sala plină să-l aștepte pe Dinică. Să începe Dinică pe scenă să zică, ce piesă n-am de jucat azi? Nu știu, o scrisoare pierdută. Bă, n-am chef să o joc pe asta, că e comedie, eu am chef de o tragedie azi. Ce le zice lumea din sală? Bă, uite, fii tu marele din Nică, dar nu e ce am plătit, corect? La fel este și în carieră, dragii mei. Alegeți-vă rolul și jucați rolul care îl vrea publicul de care am vorbit mai devreme. Asta e pe scenă. Nu pot, de exemplu, ca speaker, să zicem, să vă zic, domnule, știți, fiți disciplinați, fiți civilizați și eu să vin târziu la, să țin conferința sau să nu o am deloc, la mine. Și știți, ați avut vreodată trainer care una vorbește, alta fac? Da. Și cum vi se pare? Croasnici. E, oamenii văd lucrul ăsta. Păstrează, dacă te-ai hotărât să fii într-un fel, fii Dumnezeule așa. Până când ajungi în locul unde îți poți permite să faci ce vrei. Dar după cum ați văzut în politica românească, cei care și-au permis să facă ce vor, n-au terminat grozav. Și ultimul lucru care m-a mai bat la cap, care e cel mai greu din toate, dragii mei, mai ales cei tineri, e răbdarea, dragii mei. N-ajunge o zi, 2, 3, 7, 20. Ci trebuie, cum expresia aia, mi-au luat 10 ani să fiu un overnight success. Fiți 10-15 ani buni în ceea ce faceți și într-o zi se va întâmpla o minune. Dar nu un an, nu doi, nu trei. Știu că vă doriți mâine un job de asta. Știu că cei, nu știu, care aș dori să iei mai bine la mine și zic, bă, aș vrea să fiu ca tine. Și eu îi întreb cum, adică cu burtă și cărună? A, nu! Chiar și pentru asta, deși am intrat în business-ul ăsta de training, am intrat cu 17 ani de experiență în vânzări. Și mi-a mai trebuit încă 10 ani de zile în jobul ăsta și nu știu dacă sunt cel mai bun sau suficient de bun. Aveți răbdare că o să vină. Dar țineți-vă direcția. Dacă vreau să vă închipuiți tot timpul următorul lucru, sunteți în pădure. V-ați rătăcit. Moartea sigură e să stai pe loc, aia e 100% sure. Că poți să mor la 2 metri de viziera pădurii. Dacă ți-ai ales o direcție, nu știu să-ți spun, dragul meu, dragii mei, dacă e bună. Dar știu să-ți spun că dacă nu o ții drept înainte pe direcția aia și te tot întorci din drum și te duci în altă direcție, ai șanse mult mai mici să reușești. Ești de acord cu mine? Alegeți-vă cariera care vă place. Făceți-vă plan, făceți-vă lista aia peste 10 ani și țineți-o drept înainte. 10 ani, 15 ani. Și o să atingeți acel grad de carieră, de succes și de venit, de bani, încât atunci o puteți spune, mă retrag la țară sau îmi fac business-ul meu. Dar am un exemplu foarte bun unde ia. Un tip extraordinar în asigurări, după 20 de ani de asigurări, zici, știi ce? Acum am destui bani și o viață destul de bună să mă apuc de modă. Nu știu dacă să iasă, dar are din ce să trăiască încă 20, dacă nu iese în modă. Deci ceea ce vă rog din suflet e ținta și drept înainte. E regulă? Și vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc frumos, Bogdan! Exact cum așteptam să fie. Nu vreau să se repete, dar așa am zis-o, dar știam că așa o să fie. V-a plăcut? Da. Ați învățat ceva azi? Da. Ei,
aici răspunsul vine mai greu. Dar dacă este și în gând, ceilalți fiind pomele. Și dacă este în gând și ceva a rămas, suntem foarte încântați. Vă rog dacă aveți întrebări pentru Bogdan Tumănescu. Da, Nicoleta, tu vorbești tare, te rog zi. Așa, mulțumesc, Marta, pentru încredere. Bogdan, nu crezi că frica de... Scuze, sunt Nicoleta Scarlandraic. Nu crezi că frica de ridicol împiedică pe foarte mulți să evite din a-și promova brandul personal? Ba da, ai 100% dreptate. Dragii mei... Scuză-mă, ieși cu o paranteză. Nu crezi că educația noastră, a celor mai mulți, este bazată pe acea frică de ridicol și îți impune anumite limite? Scuze, ca paranteză, sfatul bunicii. Ia-ți chilos curat, stă dă mașina peste tine. Adică, ok, dă mașina peste tine, e foarte bine. Dar să nu ajungi mult dar la spital, mamă, că nu știam, să râd. Dă, sunt două lucruri. O să răspund de la primul. Frica de penibil, dragii mei. Este foarte mare la toată lumea. Eu sunt prieten cu penibilul. Dacă vreți, putem să luăm masa toți trei. Iubiți penibilul. Ce o să întâmplă acelor? Că o să râdă că ai făcut o tâmpenie. Să uată, am făcut 7.000 de tâmpenii. Mi-am sănit acum că e cald. Am fost semnez un contract cu un mare combinat siderurgic la Galați. M-am îmbrăcat cât am putut eu de frumos ca vânzător. M-am trezit până la 4 dimineața întâi și cred că am visat de 7.000 de ore negocierea. Arătam scos ca din cutie când m-am așezat în mașină și când am ajuns la intrarea în Galați eram ud tot pe fund așa de la căldură și picioare așa eram plin. Și am intrat așa frumos, ne-am văzut pe toți că se uită și zic, da, sunt foarte emoționat. Zic, glumesc, n-am făcut pe mine, m-am mutat de la mașină și au râs, au distrat, ok, și a fost altă. Ce dacă? Mai bine penibil și memorabil decât să nu știe lumea ce să scrie pe crucea ta la sfârșitul ăsta cine mă. O, măcar eu la care era așa. Acum să-ți răspund la cea de-a doua întrebare, că și e importantă. Asta e întrebare numai dacă vreți ăștia trecuți de 40, putem să discutăm. Pentru că ei, tinerii, au alte educații decât noi. Asta e problema noastră cu scoate telefonul, pe noi l-avem în mână. Au altă educație, altfel văd lucrurile, alte lucruri le plac. Nu mi-e teamă că sunt prea... Nu prea ținuți așa cum eram noi cu educație de asta de 7 ani de acasă. No. Tinerii din ziua de azi sunt destul de flexibili, n-am emoții pentru ei. Dă mașină. Nu poartă. Alte generații nu mai poartă, deci... Alte trebuie. Auzi, apropo de asta, e un mormânt. Iar era să ne norocesc o mormântare. La el scrie inspectorata, toată crucea, la ea scrie mic profesoară. Okay. Hai să vă spun rapid un lucru despre mormântare și un client cu lucrul ăsta. Eu lucrez 17 ani în vânzări, se poate penibil și în mormântare. Lucrez 17 ani în vânzări, zâmbetul pentru mine era obligație de serviciu. Și a murit a mea bunică, Dumnezeu să o ierte, și mie nu-mi plac mormântările buteze, dar n-am avut ce face, mama, mă duci, a dus. Și acolo 7.000 de rude, pătrălagele județul Brzău, deci vă dați seama. Așa. Și venea lumea, condoleanțe, condoleanțe, uite, el e fiul meu, Bogdan, Uscra, nu știu ce tot fel de termeni de-astea pe care nu le cunosc. Ea e, da, nu mai ții minte, e cu cine? Și l-a vântat mama, așa la picioare, zice, bă, nu mai rânji ca tâmpit, așa, că e o mormântare, că eram obișnuit, Bogdan, cântat de cunoștință, că lucram în vânzări, păi mai rânji tot timpul. Mersi mult de tot încă o dată. Nu știu dacă ați reținut vreun plan de carieră astăzi. Sper că ceva, ceva acolo, pe hârtia aia pe care toți am zis de dimineață, să o scoate să scrieți ceva și să vă gândiți ce o să se întâmple. Dar aș vrea să mai punctez un mic amănunt. Foarte mulți oameni, după 25 de ani, 26, se spune femeile mai mult la 25-26, bărbații după 30, încep să se ia în serios. Prea în serios, din păcate. Și ajung să uite și de ei și să se distreze, să trăiască, să gândească, să mai vrea să facă ceva. Și intră în această stare și merg pe un drum, fără să mai vrea lucruri, fără să mai viseze, fără să mai am aspirații, pentru că nu a ieșit treaba cum au vrut ei și nu le-au ieșit planurile cum s-au gândit ei. Și devin niște triști, pe care eu personal îi urăsc.
Și când mă întâlnesc cu oameni triști, le spun, bă, nu mai fi așa trist, că avem o problemă, adică cine crezi că vine și te învețelește mâine? Dacă vreți să vă faceți o carieră, trebuie să începeți să vreți voi o carieră. În primul rând. Și apoi să începeți să faceți ceva în acest sens. Iar legat de propunerea mea de înainte de pauza anterioară, în care vă rugam să vă gândiți dacă în 5 ani o să vă dublați salariul, soluția este simplă. Dacă vă dă cu virgulă și nu se dublează în 5 ani, scoateți o altă foaie de hârtie și desenați acolo cum puteți ajunge unde vă doriți. Oricând puteți să vă schimbați viața. Mai bine acum decât la 50 de ani. Mai bine acum decât atunci când o să fiți nevoiți. Credeți-mă că schimbările vin oricum. Și când vrem, și când nu vrem. Și când ne plac, și când nu ne plac. Așa că haideți să ne gândim ce carieră vrem și unde vrem să ajungem. Închei cu acest gând conferința. Vă mulțumesc pentru prezență. Sper că v-a plăcut. Thank you.